Până acum am fost de multe ori la Timișoara, dar am venit, am jucat, am plecat. N-am avut niciodată timp să o vizitez. Timișoara mi s-a părut potrivit pentru un asemenea proiect, pentru că are locații de exploatat. Toate piațetele acelea vechi sunt minunate. Lumea e foarte relaxată, îmi place. N-am crezut că e așa de frumos orașul ăsta. N-am crezut, m-am îndrăgostit total, adică fără discuție. Chiar mi se pare extraordinar orașul ăsta. Larg, mult spațiu verde, aerul e mai curat. Oameni puțin diferiți, nu sunt la fel ca cei din București. Am avut parte și de producători buni, dar și de susținerea autorităților locale. Am avut poliție, am închis drumuri, lucru care nu s-ar fi întâmplat atât de ușor în București. În general, filmele, serialele se filmează majoritatea în București. Prin urmare, am vrut să aducem o noutate, un alt ținut. Cred că exact în primele zile când am ajuns în Timișoara, ziceam că ăsta ar fi fost un oraș în care industria de film ar putea să se simte bine, pentru că este și vechi, are și locuri absolut formidabile, noi, ca și urmă arhitectură. E un oraș confortabil pentru filmare, în general. S-a filmat în tot centru, Piața Unirii, Piața Victoriei, poduri. Practic, cred că puține locuri din Timișoara au rămas neatinse de noi. Dacă aș spune Piața Unirii, la 15 metri de Piața Unirii e și cafeneaua Dark, unde tot am filmat. Ori dacă merg mai departe, descoper că acolo am mai făcut ceva cu o altă mașină. Deci toată Timișoara a fost un loc de filmare sau un mare, mare, mare set. Timișoara este un oraș liniștit, extrem de bine gândit arhitectural, cu niște clădiri senzaționale. Timișoara e romantică, este plină de farmec. E un oraș așa relativ mic, cochet și poți să duci cu prietenii la o înghețată, să vă plimbați prin centru. E orașul ideal. La baza noastră merg în fiecare zi pe jos. Deci asta a fost deja un cadou pentru mine. Și când vin dimineața la 6 la bază, orașul tocmai se trezește și îmi place foarte mult să observ. Am deja restaurante care mă știu unde mă duc. Iubesc arhitectura. E foarte, foarte, foarte frumoasă arhitectura. Oamenii care fac un oraș, care sunt foarte curioși de noi ce facem, ne întreabă. Deja după o lună și jumătate mă recunosc și mă întreabă când veniți la noi și dau ad-uri la Facebook. Deci e un fel de prietenie aproape, adică care eu nu am fost niciodată aici și nu știam, dar mă simt foarte, foarte bine aici. Și am avut o liniște. E un oraș foarte frumos, Timișoara. Se potrivește cu serialul ăsta. Chiar se potrivește. HBO Go. Ai o lună gratuit.